Stațiunea Montană Bâlealac va avea în acest weekend cea mai mare echipă de intervenție în caz de urgență și asta pentru că salvamontiștii și Smurdul desfășoară un exercițiu comun în această zonă. Riscul de avalanșă în munții Făgăraș rămâne mare, așa că aplicațiile se vor desfășura în zone cât mai sigure. Zeci de medici smurți și salvamontiști vor fi în acest sfârșit de săptămână la Bâlealac pentru un exercițiu comun. La Bâlea se va desfășura un exercițiu în comun cu membrii Salvamont Sibiu și membrii Smurd Sibiu, paramedicii de la Smurd, care are în vedere cooperarea în cazul unui accident în zona de munte pe timp de iarnă. Da, o să fie o parte de pregătirea paramedicilor pentru condițiile de munte, pentru deplasarea în zona de munte pe timp de iarnă. Dânși o să ne treacă în reviste principalele protocoale de prim ajutor în caz de accident. Scenariul este acela în care turiștii sunt surprinși de avalanșă, iar echipele mixte intervin pentru a le salva viața. Intervenția în teren la o victimă a unui accident, extragerea acestuia și transportul în locul de siguranță, unde poate fi preluat de o ambulanță sau ambulanță aeriană. Noi acționăm în orice fel de condiții, de câte ori trebuie la solicitare, indiferent dacă este risc maxim de avalanșă sau risc minim, suntem obligați să intervenim. În acest moment, riscul de avalanșe în zonă este unul ridicat, de gradul 4 pe o scară de 1 la 5. De multe ori, cei care se aventurează în zonele periculoase și nu ascultă sfatul patrulelor din zonă nu mai pot fi salvați.